Pentru medicina dentară, laserul reprezintă o tehnologie neconvențională care ajută tehnologia convențională în obținerea unor rezultate optime în tratamentele de medicină dentară. Mă refer nu numai o optimizare a ceea ce noi știm deja să facem, dar toate acestea se întâmplă în condiții de securitate maximă pentru pacient. Laserul poate fi folosit în medicina dentară preventivă și acest lucru este foarte important. Să ne gândim că una dintre categoriile cele mai importante în România sunt copiii și practic putem să obținem o reducere a incidenței cariilor, o creștere a numărului de copii care să aibă un număr redus de carii, pentru că încă în România caria este o boală de masă. Aceasta ar fi categoria de prevenție. Prevenția atât pentru carie cât și pentru boala parodontală. Dar a doua categorie principală este reprezentată de aplicarea laserului ca metodă de diagnostic. Și din acest punct de vedere putem folosi un echipament de tipul laser Doppler, care, spre deosebire de Dopplerul clasic care se utilizează, adică este pe bază de ultrasunete, laser Dopplerul este pe bază de laser și acesta permite un diagnostic foarte eficient pentru bolile inflamatorii ale dintelui, mă refer ale pulpei dintelui. În situațiile în care nu suntem siguri dacă un dinte mai are pulpă vie, deci el este încă vital, utilizarea acestei metode ne permite imediat identificarea existenței sau nu a circulației în interiorul dintelui. Este foarte important atunci când vrem să facem o lucrare protetică, deci când vrem să folosim dintele respectiv și de asemenea este foarte important dacă vom acționa printr-o metodă radicală pe dintele respectiv, respectiv vom decide să scoatem, să îndepărtăm pulpa dintelui sau nu. Avantajele sunt, dacă privim din punct de vedere al manoperei propriu-zise, este o manoperă sigură, o manoperă care se realizează cu decontaminare bacteriană, este cu minim, deci este o metodă practic puțin invazivă sau chiar neinvazivă, deci cu minim de distrucție a țesuturilor în momentul în care acționează. Este o terapie selectivă, în sensul în care momentul în care lucrez cu laserul pot să realizez când s-a terminat terapia pe țesutul bolnav și treci pe țesut sănătos, mă refer în cazul țesuturilor dure. Și de asemenea, ea este o terapie cu, deci de tip non-contact sau cu un contact foarte fin. Realizează, dacă ne gândim la țesuturile moi, incizii foarte fine, de o acuratețe maximă, cu o sângerare redusă și acesta este un avantaj foarte mare că este o terapie cu coagul termic, prin care țesuturile pot fi sudate între ele și având concomitent acest avantaj al reducerii hemoragiei post-tratament. Categoria cea mai impresionată este cea a copiilor, care toți, ca și grad de acceptabilitate, toți vor să fie tratați cu laser,
unul dintre pacienții mei la un moment dat, după ce l-am tratat cu laser, avea 4 ani jumate, s-a uitat la mine și a zis: cum luminița aceea așa de mică poate să-mi facă mie gaură în dinte? Deci acești copii au înțeles, adică, sau mai precis, copiii înțeleg foarte repede acest avantaj și ei se simt foarte confortabil în relație cu terapia cu laser. Zgomotul care îl face un laser în momentul în care tratează țesuturile dure este total diferit față de cel cu care suntem obișnuiți în tratamentele convenționale și zgomotul respectiv este mult mai ușor acceptat de către pacienți. Și nu în ultimul rând, faptul că, mai ales în cazul tratamentului țesuturilor dure, deci mă refer la carie, relația este de neatingere propriu-zisă a țesutului. Deci, practic, nu se simte acea presiune care în mod normal apare în terapia convențională. Este vorba de o terapie cu decontaminare bacteriană, care este un beneficiu foarte mare și în situațiile în care în chirurgie trebuie să tratăm pacienți care prezintă boli de tipul hepatitei sau a SIDA-ei. Nu există propriu-zis la ora actuală nicio contraindicație față de femeia gravidă. Însă, bineînțeles, aceasta este o restricționare care ține de la pacient la pacient. Nu s-a dovedit că laserul ar putea să determine modificări ale țesuturilor de natură cancerigenă sau să producă malformații pentru făt. Deci acestea sunt lucruri care sunt cunoscute și ca atare terapia cu laser în mod normal nu este contraindicată nici la aceste categorii de pacienți. Pentru a, de exemplu, a putea să urmez cursuri de terapie cu laser, trebuie să ai minim un an de la terminarea facultății. Se consideră că anul respectiv a fost suficient pentru a-ți implementa terapia convențională, peste care după aceea poți să utilizezi această tehnologie laser. Pentru că, spre deosebire de alte tipuri de tehnologii, aceasta presupune cunoașterea cât de cât a fizicii laserului, ca să înțelegi modul de acțiune a radiației laser și să înțelegi relația dintre laser și țesut. Fără a cunoaște această interacțiune între laser și țesut și a zonelor optice de la nivelul țesuturilor, ca să poți să-ți ajustezi o energie corespunzătoare pentru țesutul respectiv, niciodată nu o să poți să realizezi un tratament corect. Cursul respectiv desfășurându-se pe parcursul a 2 ani de zile, pentru ca medicul să aibă timp suficient să-și implementeze aceste cunoștințe de fizica laserului și de aplicații pe diverse țesuturi și în diverse domenii. El fiind structurat pe 3 module în care ai posibilitatea să înveți toate aceste lucruri până la partea finală, când înveți chirurgia cu laser propriu-zisă. În primul rând, trebuie făcută o distinție clară. Orice cabinet care lucrează cu radiație laser trebuie să aibă o avertizare sonoră și luminoasă corespunzătoare și vizuală, care să îi permite oricărei persoane care nu este avertizată și care nu posedă o relație directă cu cabinetul respectiv, să nu pătrundă în cabinet. Aceasta este prima metodă de siguranță pentru cabinet. Ca atare, a doua metodă care este utilizată
este metoda ochelarilor. Practic, există o regulă de aplicare a ochelarilor de protecție. Prima dată îi se aplică pacientului, după aceea personalului și ultima persoană este medicul. Și în momentul în care se termină intervenția, ultima persoană la care îi se îndepărtează ochelarii este pacientul. Deci ochelarii de protecție sunt absolut obligatorii. Bineînțeles că pe lângă acestea se reduc foarte mult suprafețele reflectorizante și de aceea sunt preferate suprafețe de plastic care să nu permită reflectarea radiației laser și în felul acesta, printr-o greșeală, radiația respectivă să ajungă și să producă o leziune la nivelul tegumentelor. Tețitul tău online.